Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul cu și despre pescuit în Delta Dunării. Apa a început să se limpezească după vintura care începe să dea înapoi. Și cum am promis la ultima partidă, v-am ieșit la o partidă de pescuit la fitofag. Nu știu în ce măsură voi prinde, fiindcă din discuțiile avute cu pescarii comerciari care îi cunosc, nu au mai pescuit această specie. Am venit pe o zonă unde pe sonar am văzut niște siluete ce par a fi fitofagi. Nu am garanția, nu știu, rămâne să vedem. Am pregătit momeala de acasă, acum am să vă prezint și monturile. Sunt și niște monturi pe care nu le-am mai folosit la această specie și cred că dacă specia este prezentă, monturile vor da rezultate. Haideți să vi le arăt. Practic, voi folosi două categorii de monturi. Monturi care le voi lansa pe substrat și voi folosi nadă în momitor, iar pe cârlige polistiren flotant, astfel încât ele pe substrat să se ridice, încât peștele țintă să le poată absorbi. Haideți să și lansez această primă montură. Este o grămadă de agățătură aici, nu știu în ce măsură le voi și recupera în cazul în care nu voi avea pește. Dar asta e. Cârligele în nadă, astfel încât să nu se încurce pe timpul ăla. Și fiindcă nu mă aștept la o partidă cu trăsături destul de dese, voi folosi senzori de lansete, astfel încât să pot să stau relaxat, mai ales că cel puțin la acest moment sunt cam cu ochii în soare. Ok, prima rasetă este gata. Am să o pun eu aici undeva. Trec și la următoarea. Și următoarea, da, uite, ăștia încă nu i-am pus polistirenul. Folosește același model de montură. Să-i pun acum polistirenul. Am nimerit niște
bile de polistiren mai mici, voi pune câte două. Deci așa cum am mai spus-o și în alte clipuri despre pescuitul la fitofag. Fitofagul, să nu vă gândiți că vine la polistiren, cu toate că pe piață sunt bile de polistiren cu diferite arome. Chiar nu înțeleg de ce, fiindcă el vine efectiv la momeala noastră din momitor și cârligele cu polistiren le absorbe accidental, nu că vrea să mănânce boabele de polistiren. Așa că nu văd de ce a trebuit să aibă diferite arome. Rolul lor este acela să le facă să leviteze. Și la acesta voi pune cârligele. Să nu se agațe. Și-l voi lansa. Efectiv, nici nu văd unde am lansat. Soarele îmi bate fix, fix, fix în ochi. Să-i pun și lui un senzor. Trecem la următoarele. Următoarele vor fi niște monturi pentru pescuitul între ape a fitofagului. Fiindcă am văzut că era ceva mișcare și în această zonă. Haideți să vă arăt și montura. Deci cam aceasta ar fi montura. Hai că s-au îmbărligat aici cârligele. Pe această montură nu voi folosi cel puțin momentan nadă și voi folosi pastile dintre acestea cu tehnoplancton. Avem o plută care culisează pe o agrafă culisantă, un plumb și un opritor pentru plută. El este fixat acum cam la 1,5 m, am să-l las eu puțin mai jos montura, ținând cont că apa este rece. Într-un clip viitor am să vă prezint și modul de realizare a acestor monturi. Deci monturile sunt diferite oarecum față de cele care se comercializează. Într-adevăr, pluta este de la cele care se găsesc la vânzare. Fiindcă am cumpărat și eu să văd despre ce e vorba. Și dacă tot aveam plutele, na, trebuie să le folosesc la ceva. Fiindcă așa cum spunea un urmăritor, coșulețele acelea cu care se vând, ele sunt cam mari, cam butucănoase. Pentru Dunăre e cam greu să găsești o zonă cu un curent atât de mic, încât să poți folosi acele
Așa, hai să-i pun și un senzor. Cam asta este, acum nu ne rămâne decât să așteptăm. Până la acest moment n-am avut nici măcar o prezentare, însă am o problemă cu lansetele pe care am pus montura aceea cu plută. Pluta este prea mică, eu am verificat acasă plutele într-un bidon mare cu apă și țineau pastila aceea de tehnoplancton foarte bine. Ei, ce se întâmplă? Când am venit aici, datorită curentului, îmi bagă pluta la fund și pluta nu o mai văd, ori nici nu știu la ce adâncime va prezenta momeala. Fapt pentru care am să le scot și voi încerca, n-am să mai pot să le folosesc pe amândouă, cu siguranță, fiindcă dacă le scot plumbul, curentul o va plimba în toate direcțiile pluta și risc să le înfășor. Ori pentru a evita asta am să încerc să lansez doar una singură, dacă va merge. Dacă nu va merge, voi înlocui monturile cu monturi de fund și rămâne pentru o dată viitoare să achiziționez niște plute mai mari și să încerc această montură la o altă partidă. Timp de 4 ore nu am avut nici măcar o trăsătură și mă îndrept cu pași rapid spre o nouă lampă. Am decis să mă duc pe cov, nu am monturile de feeder la mine, am găsit pe aici niște cârlige ceva mai mici în trusa de fitofag. Cu monturile de fitofag de fund am să încerc să văd dacă reușesc să prind vreun caras. Și am să revin probabil și mâine, și mâine cred că voi face o fidăreală, văzând că pe Dunăre nu se întâmplă nimic. Sau în cel mai rău caz, poate să încerc la peștișor viu, de ce nu? În cursul zilei am să mă decid. Am ajuns pe Lidkov, am găsit un loc frumos. Pluțele nu pare așa de prezent cum arăta la ultima partidă. Să vedem acum și cum va răspunde. Ținând cont că nici nada nu este care trebuie,
Voi vedea dacă am să scap de lampă sau am să mă împac cu gândul că am mai luat una. Am avut o primă prezentare pe lanseta din stânga. Încă se joacă acolo. Nu este. Ia cum am grăbit. A, este, dar nu simțeam. Da. Sunt prea mic. Avem ceva mai serios. Pară un tortan. Da, e un tortan. Asta că deja era pregătită, nu? Și avem un prim caras. Este primul caras. Pare că a venit un nou tortan. Așa.
Vai, cât iau așa frumos, nu te mai bagă în nicio. Ia uite ce glăsut e. Glăsut frumos. Nu va fi o frumusete. Da, bun, două. Oh, și aia. Aici posibil să am un caras. Și aia cred că are ciorcan după cum. O iau așa, îl las pe asta așa. Și o iau și pe asta altă. Să văd ce avem și aici. Da, aici cred că nu mai este nimic. A fost și a rămas doar frunză. Să facem pe domnul caras de aici. Bun. Aici încă avem nadă destulă. Am să o și lansez. Iau și fazanii. Trăsături fine la ambele lansete. Aș vrea să beau apă, dar mă gândesc că dacă vreau să beau apă, când mă apuc să beau apă, atunci o să fie trăsătura aia serioasă. Cum la apă n-am ajuns, cred că am să beau bere. Cred că un nou caras. Da, un nou caras. Și tot
frumos. Văd că chiar dacă și astăzi vin ciortani, cum au venit și la ultima partidă care am fost aici pe Lico, totuși carașii de astăzi, până acum cel puțin, sunt foarte frumoși. Au început iară să apară ploșnițelele împuțite. Da, și cum spuneam, nu prea îmi place mie să beau singur, dar ce naiba să fac, dacă n-am cu cine. Dar merit, măcar am spart gheața. Sâmbătă am fost cu un prieten la pescuit și cu barca lui. N-am filmat, am fost la Biban. Am fost distracție una peste alta, nu aș putea spune că am prins de-am rupt în gură. Însă Dunărea a început să se limpezească, astăzi totuși era tulbure și am impresia, cu toate că zicea cota la Tulcea staționară, părerea mea e că aici a crescut. În orice caz, norocul Litco, am scăpat de lampă. Nici Litco încă nu s-a liniștit, este tot tulbure, dar măcar uite că mai trage din când în când un pește. Ziua este superbă, nu adie vântul, soarele chiar are putere. Ați văzut, am dat jos geaca că deja începusem să fierb. Frumos a tras. Dar scurt așa, până să mă ridic, s-a dus. A, nu. Cât un caras din când în când. Măcar mai serioși? Da, față de data trecută sunt mai serioși. Dar intră și multă ciortănică la care trebuie să-i dai drumul, ce să-i faci. La Dunăre n-a mers? Ce ați dat? La șalău ați dat? Pe peștișor viu? Și n-a vrut. Păi și eu am fost pe Dunăre și am plecat de pe Dunăre că am zis că te-am văzut. Măcar aici scap de lampă. Da, după cum vedeți, Dunărea e nebună astăzi. Toată lumea se plânge. Deci, indiferent de stil, indiferent de specia avizată, nu a mers. Lacul rotundul, ieși din ăla, traversezi rotundul, vii în partea asta la altă și... Opa! Oh!
domnul Ciorta. Dar un ciortan mai frumușat. Un ciortan frumușat. Dai, dăm drumul și lui. Du-te. Se pare că astăzi ciortanilor le plac peleții de la Fideric, cei cu aromă de porumb dulce. Fiindcă n-am mai avut trăsături și cum am pus porumb dulce pe lanseta aceasta, am avut și trăsătură de un ciortan. Pe cealaltă am încă ananas. Se mai joacă la ea, dar nu am o trăsătură serioasă. O mai las puțin, după care îi voi înlocui și ei peletele, am să-i pun un porumb dulce, să vedem dacă într-adevăr teoria mea este justificată. Dacă pe porumb dulce vin crapi și pe ananas vin carași, vă dați seama că am să optez pentru ananas. Crape am prins destui, i-am văzut, i-am eliberat, dar vreau să prind și ceva caras. A venit iarăși un ciortan. M-am și înnecat înainte să vorbesc. Ați venit și voi, mă. Au venit și ei, mă. Au venit și ei. Intră aici. Salut. Intră aici. Ce loc frumos are. Ăsta mai e o primă părăgată. Da? Regal puțin din aer și din asta, știi? Dar bine că a fost doar asta, știi? Bă, salut, domn Cornel! Hai, noroc! Cel mai tare pescar din... Da. Cel mai mare pescarul oltean. Chestia e, știi, când acum, când înainte să te legi pe tine, mă dezlegi pe mine și mă dai pe mine vreo 2 metri mai așa. Știi? Da. Ce? Ce faci la feeder? Dar ce nu l-a cunoscut la... Bă, o să ținte de bani. O, la ce? Nu v-ați cunoscut la mine? This is Casimiro. Yes, it's from... Este Casimiro, este din Republica Dominicană. This is my friend. Ah. What's his name? Cornelio. My name is Pedro, I kill you for money. Because I love you, I kill you for nothing. Good English.
Ce faci? Ce să fac? Dar ce, voi nu vreți să pescuiți? Stai, bă, stai să vedem, să ne dezvedicim. Păi leagă-te. Bă, cel mai mult am luat ciortani. Caraș n-am decât, nu știu, vreo 3, cred că am. Dar ciortani am prins. Și atunci când vorbeam cu Eugen, mi-a tras la, să-mi ia lanseta din suport. Puțin mai devreme am avut un duble, un caraș, un ciortan, dar trăiam cu impresia că-s camerele pornite, dar de fapt erau oprite. Am încărcat ambele lansete, le-am lansat, probabil e ultimul lanseu. Adică probabil, sigur e ultimul lanseu. Am să strâng și voi pleca spre casă. Cam asta a fost partida de astăzi. Am încercat pe Dunăre, Dunărea n-a vrut să coopereze. Am venit pe Litkov, am salvat partida, deci nu este lampă. Ce să vă zic, n-am ce să vă arăt, am 4 carași reținuți, restul ați văzut că am eliberat, era o detalie mică. Până data viitoare vă spun la revedere și nu uitați, un like, o abonare, o distribuire să mă ajutați să dezvolt acest canal. La revedere!